dispoziții în articolul 40 al 3 din legea 215 republicată, modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi de ședința ordinară prin dispoziția numărul 145 din 13 octombrie 2017, emisă de domnul primar. Din consultarea condiției de prezență, rezultă că sunt prezenți 9 consilieri, absentând deocamdată cel puțin domnul consilier Pușcașu și domnul consilier Petru. Fie prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Aprobarea execuției cu cetrul AD Bogdănești, județul
Bacău pe trimestrul al treilea, 2016, inițiată domnul primar, domnul primar acestui moment. Mulțumesc. Înainte de a trece la prezentarea de proiectul de hotărâre, salut în numărul de drepte și mă bucur de prezența colaboratorilor în aparatul de specialitate pe care îl coordonez. Este vorba de doamna Romela Răcăuțeanu, contabilă, care ne va fi de ajutor fără îndoială pe atât și la acest proiect de hotărâre, cât și mă gândesc la proiectul privind rectificarea și de asemenea prezența domnului Ion Stângă, care este unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai săptămânii și care, în mod sigur, ne va putea consilia pe cel puțin pentru unul dintre proiecte și prezența doamnei Toma, care scrie în precizat în momentul când am reamintit ordinea de zi care face obiectul întâlnirii de astăzi pentru deliberare și am început chiar cu acest proiect de hotărâre care înseamnă obligația noastră legală de a prezenta în ședință publică pentru analize, deliberare și fără de a concluzii care de care dată felul cum au fost cheltuiți banii publici de către administrația locală. Odată la 3 luni, legea finanțelor publice, spune că avem această obligație, este un moment de reflexie și în final, fără de a se vor desprinde niște concluzii care vor orienta activitatea din primărie și în perioada următoare. O să dau cele mai vechi proiecte de hotărâre, care cuprinde 3 articole. Ele sunt după urmează. La primul articol, propun să se apropie execuția bugetului local pe trimestrul al treilea, al anului 2017, și în formă anexelor 12 și 13, care fac parte integral din prezentul proiect de hotărâre. O să revenim de fapt, cred că o să ne cantonăm discuțiile exact pe aceste două anexe, care conțin informații relevante privind executul bugetului Comunei Buzănești pe trimestrul al treilea. Articolul al doilea, după aprobarea primarul Comunei și doamna Răcoțeanu Romelia, consilieră, în aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire hotărârea. Articolul al treilea este cel de cutumă, care poate domnul Silviu Vasile va comunica hotărârea compartimentul final, cea contabilitate, primarul Comunei Buzănești și instituției prefectului de Bacău. Acum, în preambulul a ceea ce trebuie să prezint deliberativului, în primul rând de expunerea de motive și cele două anexe, din curiozitatea mea, am respectat spre deosebire de alte ocazii similare, articolul al doilea, care reamintesc, precizează, după aprobare, primarul Comunei și doamna Răcoțeanu Romelia vor aduce la îndeplinire hotărârea. Ce contează la îndeplinire? Ne precizăm, dacă știi exact. Am mai avut o discuție ocazională cu colegul meu din birou, care este consilier la Comuna Mântuie. Multă oameni, eu vedeam un singur articol. Aprobăm execuția sau nu? Bine, articolul al doilea e clar că trebuie comunicat hotărârea compartimentului să trebuie în parte. De ce este în cauză? Eu ies din cauză. Da, deci cum? Adică e o hotărâre stereotipă. Bine, eu mi-am asumat cam un asemenea proiectul de hotărâre, eu nu se vină, mă rog, pentru că l-am făcut.
Domnul secretar l-a redactat. Nu. Eu mi-l las. Deci nu l-a redactat eu, domnul. Poftim? Nu l-a redactat el. Vă rog, frumos, vă dar. Doamna contabil l-a redactat, ca să spune vorba că nu. Dar am redactat eu, le spun. Avem procentul de 80.
ca și cu altă ocazie, lucrările merg mai greu, din anumite motive, eu le-aș numi cu, sau le-aș categorii cu preponderență birocratică. Foarte multe artiste care seamă cu foarte mult timp până în cunoscirea cu autorizarea de construire, mai sunt situații nepregătute la lucrările de investiții. Aici ar da exemplu că nu înseamnă de principal lucrări de investiții. De exemplu, cele trei grupuri pe care le avem în lista de investiții în această instituție bugetară, drumul de pe Tălcău Flocuri, care acolo se află una din reședințele domnului consilier la Tăsiu, drumul de la poliție, ambele de realitate. Suntem în parcurs de realizare cu toate dificultățile privite. Drumul de pe Lăbăr, ca să ajungem la finalizarea investițiilor propuse în 2017. Avem dificultăți într-un fel inerente și repetate, aș putea spune, cu anumitate, de încasarea veniturilor, care înseamnă taxe pentru serviciile publice oferite, de exemplu, la salubritate. Toate acestea, eu personal consider că lucrurile se mișcă mai bine de execuția bugetară a anului 2017 față de anii precedenți. Am reușit să, într-adevăr, să încasăm cuantumul taxe de salubritate la dispunem și asta înseamnă că am reușit să achităm toate facturile de către operator Rombrez. O să trebuiască, într-adevăr, să procedăm la o mobilizare corespunzătoare. Am avut discuții cu doamna de la Caterinie. Cuantul de colectare este monitorizat de subsemnatul și de doamna Compană. Să sperăm că o să reușim să ajungem la finalul execuției bugetare, fără datorii la Rombrez. Nici anul trecut am mai găsit sponsorizări ceva de genul ăsta, dar este timpul să procedăm conform legii, adică să trăim pe picioarele noastre, pe picioarele contribuabilor și serviciul să se curgă fără defecte. Deocamdată atât. Dacă aveți întrebări, mare plăcere, eu sunt de fapt de clarificat împreună. Doamnă și domnule consilier, Comisia numărul 1 a studiat acest proiect și a dat aviz favorabil acest proiect. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Sunt. Trecem la punctul numărul 2. Trecem la punctul. Cine este pentru? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privire la rectificarea bugetului Comunei Bobdănești, sub acoperit semestrul al patrulea 2017, inițiator domnul primar. Domnul primar, aveți cuvântul. Am avut niște momente de clarificare, discuții de clarificare, în legătură cu punctul al doilea inițial, a avut altă formă. După o perioadă de două săptămâni în care am căutat formula ideală pentru rezolvarea problemei care stă la
modificare necesară pentru a surmonta dificultățile privite la cel de-al treilea drum pe care l-am enunțat înainte de pe Rogor, care prezintă niște dificultăți specifice. Dacă pornim de la analiza acestui toponim, ce înseamnă? Este o zonă cu exces de umiditate. Ar putea spune, ne mai întâlnit în experiența noastră. Suntem, cred că, cam la 10 km de drum asfaltat. Pe parcursul lucrărilor de execuție s-a ieșit această specificitate care obligă la niște lucrări suplimentare. Este vorba de asanarea drumului, conform dicționarului explicativ, înseamnă înlăturarea surplusului de apă și consolidarea platformei drumului ca să poată susține în mod eficient îmbrăcămintea asfaltică. Pentru că noi avem aici investiția pe acest obiectiv, care înseamnă practic modernizarea drumului, îmbrăcăminte bituminoasă asfaltică pe acest drum, fel de centură ocolitoare a zonei munteni, pe o distanță de aproximativ 1 km. Profitând și de vremea deosebit de bună pentru continuarea lucrărilor de suntem în anul care am fi octombrie, cu atât mai mult apreciez că v-a preocupat cunoașterea și înțelegerea cauzelor care au condus la această rectificare. Inițial am gândit că vom putea folosi sursa cea mai lesnicioasă, și anume fondul de moment, adică excedentul bugetar care a rămas în necheltuit. Din punct de vedere juridic, financiar, am luat în bugetul de la mult mai simplu, pe secțiunea de funcționare a drumurilor. Printr-o analiză a cheltuielor despre care vorbeam, aici am putut merge doamnei Răcăuceanu, am ajuns la concluzia că avem credite neconsumate și legea finanțelor publice permite această rectificare prin viramente de credite, adică prin deplasarea creditelor neconsumate sau pe care apreciat că nu le vom cheltui totalitate până la sfârșitul executei bugetare, la această secțiune de funcționare, mai precis la capitolul care înseamnă întreținerea drumurilor comunale. Vom avea un contract de asanare pe care îl putem finanța exact sau pe corect și cu această sumă propusă de rectificare. Pentru concretete, o să dau citire proiectului de hotărâre. La primul articol propun să se aprobe rectificarea bugetului local al Comunei Muntenești pe semestrul 4/2017 prin virarea de credite de la un capitol la altul cu sumă de 108.000 lei la secțiunea de funcționare. La partea de cheltuieli, conform situația anexă, se face parte integrantă din prezenta hotărârii. Articolul al doilea, după aprobarea hotărârii, urmează să fie dusă la îndeplinire de către primarul Comunei Muntenești, doamna Răcăuceanu Romenea, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Muntenești, Asperea, care este ultimul, după aprobarea secretarului Comunei, domnul consilierul Vasile, va comunica hotărârea primarul Comunei Muntenești, compartimentul financiar, contabilitate și instituției prefectului de Bacău. E fantast atât. A văzut că v-am invitat pe șantier. Probabil au fost toate obiective. Știți că aveți jobul de bază, locul de muncă. Eu n-am decât să vă mulțumesc pentru încredere. Și încă o dată mulțumesc colaboratorilor din primărie care au permis să ne fie identificăm lucrurile
Gal, curgurile active locale, Valea Clotoșului, în noiembrie, să avem finanțarea necesară pentru realizarea viitorului obiectiv de investiție, acceptat de toată comunitatea. Atât de atât, dar mulțumesc. Da. Doamnă și domnul consilier, Comisia numărul 1 a dat avizul favorabil pe proiect. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamnă, domnul consilier, dacă aveți întrebări de adresat, dacă nu sunt să aveți un avot. Cine este pentru? Mulțumesc. Deci, la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice, alte decât cele de alimentare cu apă potabilă și canalizare. Inițiator, domnul Ministru Primar. Care o dată? Vreau să vă ridic. Așteptăm, tot. Nu vă forțați. Aveți cuvântul, domnul. Da. Domnul consilier, în activitate, ați avut ședința anterioară proiectului de hotărâre. L-ați citit. Rămâne să duc un articolul 1, aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare altele decât cele de apă potabilă și canalizare, conform hotărârii Guvernului numărul 328 din 31-3-2010, HG numărul 1202 din 2-12-2010, ordinul numărul 798 din 2005 și ordinul numărul 1725 din 2010, cu privire la următoarele modificări ale anexei numărul 3, la regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din Decimare. Metodologia privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de monitorizare calitativă și cantitativă a poluanților în apele uzate, evacuate de agenții economice, rețeaua de canalizare publică aflată în administrarea SC CRAPSA și a verificării modului de calcul a penalităților aplicate agenților economici pentru desfășurarea concentrațiilor maxime ale poluanților în apele evacuate în rețele publice de canalizare a administrației de SC, CRAP, SA, după cum urmează. Are tarifele pentru serviciile de monitorizare, dumneavoastră la CPI. Penalitățile pentru desfășurarea concentrației maxime admise ale populației din apele uzate evacuate. La articolul 2. Aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare, altele decât cele cu apă potabilă și canalizare, din anexa 2. Din dispoziția speciale, parte de apă, parte integrată din anexa numărul IB, la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare institutală, pentru branșare alte servicii apă, care se denumește, completează și sau modifică după cum urmează. Tarifele pentru serviciile diverse apă, le-ați avut la și cu prețul, tariful și cu TVA. Iar la articolul 3, aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare, altele decât cele cu apă potabilă și canalizare, din anexa 2, la dispozițiile speciale, parte din canalizare, parte integrată din anexa numărul IC la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, pentru recordarea și al serviciilor de canalizare, care se denumește, completează și sau modifică după cum urmează. Tarife pentru servicii diverse la canalizare. Iar la articolul 4, acordarea mandatului expres în puternicit comunei Bogdăre, județul Bacău, al bugetului de vice primar Ionet, viceprimar comunei Bogdăre, posesor al liceii seria XC 70-89-15, de a vota favorabil în ședința ACA, Asociatului Dezvoltare Intercomunitară Bacău, acest buget pe ordinea de zi. Articolul 5, după aprobarea hotărârii, va fi comunicat asociației de dezvoltare de intercomunitară Bacău, adică instituții prefectului de Bacău, persoane nominalizate articolul 4 de prezent proiect de hotărâre și va fi adus la cunoștință publică în condiții de lege. Avem de la adresa
avem toate. Raportul de analizare și cam atât. Vă mulțumesc. Comisia de politică, ședința de ieri, a avizat în mod favorabil acest proiect de hotărâre. Mulțumesc. Doamne, aveți întrebări? Vom ceva? Eu aș avea, dar aștept după de ziua. Da,
cel puțin din oficiul lucrurilor consacrate, am ocazia ca să reflectez asupra oamenilor de zi. Indiferent cu propun sau cu propunare. Ca să am o înțelegere cât se poate sau cât poate de cuprinzătoare la ceea ce înseamnă administrația la pregătirea de zi viitoră. Obișnuiesc să fac acest lucru. Trebuie să spun, am încercat o stare de insatisfacție când am văzut acest punct la ordinea de zi. În final, am corectat, să spunem, această trăire. La un moment dat, am întrebat pe un colaborator foarte apropiat, un secretar al Comunei, vă întreb și pe dumneavoastră, ce rost are această actualizare a regulamentului. Devine de rău fiecare dintre dumneavoastră, dar aici mă includ și pe mine. Știm ce înseamnă, prin definiția legii administrației, știm care este rolul Consiliului Local. Ați sedicat cumva, sunteți cu adevărat convins că trebuia actualizație de regulament. Eu la început am deschis următoarea concluzie. Bineînțeles că am citit aproape cu atenție acest proiect de hotărâre, cum ales în America. Și am ajuns la concluzia că el vine pe undeva dintr-o determinare specială, mai deosebită, ca să nu spun bizar, a unei instituții care înseamnă exces de zero. Am cultivă absurdul. Permit chiar o glumă cu toate consecințele de rigoare, la sensul propriu a cultivat. Mă gândesc la anumite culturi, așa. Știți că la un moment dat trebuie executate niște lucrări. În fel de s-a privit ocazia în ghilimele ca să pe această idee de cultivare a absurdului să mai simțați să stați mai aplică în praștă. Să vedem că nu am nominalizat nicio instituție. De principiu, așa am pus o instituție de natură, trebuie să o reactualizați. L-am rugat pe un secretar și mi-a semnalat că, de fapt, cam 99,9 e același regulament. În sfârșit. Luăm partea pozitivă a lucrurilor, avem totuși o cale și pentru mine este această ocazie și pentru dumneavoastră. L-ați mai citit, dar v-ați mai reamintit care este organizarea Consiliului Local, cum funcționează și așa mai departe. În partea bună a lucrurilor. De aceea eu am susținut acest proiect de hotărâre. Probabil nu mi se întâmpla nimic și dacă nu ne actualizam, dar de respect față de instituții și în respect față de instituția pe care vă reprezentați în primul rând. Am procedat la acest demers. Primul articol înseamnă propunerea de reactualizare a regulamentului de localizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Bogdanul Iosu Bacău, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Al doilea articol. Cu data intrării în vigoare a hotărârii să se abroge hotărârea Consiliului Local al Comunei Bogdanul Iosu Bacău, numărul 37 al 2008 și al treilea, cum ar fi formulare. După aprobare, secretarul Comunei domnul Mateu Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdanul Iosu Bacău și instituției prefectului de Bogdanul. Atât de mulțumesc. Da, și pentru că domnul primar n-a nominalizat instituția care e... Eu am să nu nominalizez. De fapt, dumneavoastră știți, când am prezentat raportul după controlul de fond efectuat de către instituția prefectului, una dintre măsuri era chiar reactualizarea regulamentului. Eu n-am făcut altceva decât să respect, pentru că până pe data de 4 decembrie, noi trebuie să rezolvăm toate cele 14 măsuri care au fost stabilite prin raportul de control. Ori eu asta fac.
și fiecare ședință propun câte un punct din, mă rog, alte puncte din programul de măsuri, au fost rezolvate prin dispoziția de domnului primar. Pentru Consiliu o să mai fie raport regulamentul privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ceea ce se întâmplă că nu este în luna... Aia când se întâmplă până pe 6 decembrie, când e de la 4 ori avem Sfântul Nicolae. Deci nu mă puteam prezenta la 6 decembrie, fără autorizarea acestui regulament. Ori dacă ei au stabilit pe programul de măsuri, care a fost materializat la portul de control și instituția prefectului face controlul legalității actelor administrative adoptate de către Consiliul Local și domnul primar, puteam să nu rezolvăm și... Într-adevăr, modificările nu sunt de substanță. Eu am mai făcut mici precizări acolo, unde era vorba de salarizare consilierului juridic, care este în aparatul propriu al Consiliului Local, era potrivit prevederilor fostei legi de salarizare, am actualizat legea 153 și legea 215, la momentul respectiv, în 2008, când a fost adoptat regulamentul, nu era republicată, acum este republicată și cu modificările cu prevederile ulterioare, deci modificările care au fost făcute nu sunt de substanță, dar, mă rog, se impunea. Într-o mică sau mai mare măsură se impunea reactualizarea. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul secretar. Dacă vrei, eu nimic trebuia să pune și problema legală. Deci tot a fost glumă, dar normal că trebuie să rămâne oameni din cel văzut. Eu văd că nu-mi permită. Spune-vă, suntem o instituție separată din instituția primară pe care o să. Deci nu pot să fiu subordonat. La fel cum nici eu nu sunt subordonat de instituția Consiliului Local. Că trebuie să aduc la îndeplinire hotărâri, asta e altfel, sunt nevoiți. Dar ce treabă avem eu ca să vă reacționez regulamentul dumneavoastră? Ca să o face dumneavoastră, la urmă, oameni. Mă rog, poate totul secretarul a dorit, aveți comisie juridică în statul Consiliului. Că putea să spune că nu e nene. Și treaba aia ta să ne face regulamentul ăsta, că n-ai competențe, ceea ce este adevărat, n-ai atribuție în primul rând, ceea ce este adevărat și așa mai departe. E bine că n-are rost să mai lungim, dar e bine să înțelegem lucrurile prin perspectiva legii. Mai avem și autonomie, tot din perspectiva legii, și așa mai departe. Așa sunt oameni ăștia. Mă rog, și au rostul lor, dar când urmăresc o finalitate realistă, criteriile eficiente, în primul rând, pentru că dacă am terminat absolut de treabă. Doamne și domnul consilieri, în ședința de ieri de comisie, Comisia Juridică a dat un vot favorabil acest proiect de hotărâre. Am avut câteva nedumiri, domnul secretar m-a ajutat și le-am găsit și le-am înțeles, deci am avizat domnul favorabil. Domnul consilier, mai aveți întrebări? Ceva de vorba? Da, domnul consilier. M-aș scrie la cuvânt vis-a-vis de părerea domnului primar și a domnului secretar cu privire la necesitatea de actualizării regulamentului de organizare și funcționare. Aș spune ca o părere personală, având în vedere anumite aspecte din regulament, părerea personală, că acest regulament ar trebui reactualizat la începutul fiecărui mandat de Consiliu Local. De ce? Într-un mandat, se poate modifica, știu eu, structura politică a Consiliului Local. Așa. Sau, Consiliul Local, la anumite puncte, dau numai niște exemple, la stabilirea cu cuantului cât este plătit consilier, are posibilitatea să stabilească între 2 și 5%. Poate un Consiliu vota 3%, altul să voteze 5%. Un aspect. Doi.
sunt sancțiunile și drepturile unui consiliu local. Un consiliu local, un mandat, poate să aibă păreri. Spunem că la ședință un consilier poate ieși conform legii 215, spune la mai multe două ședințe. Noi putem stabili la mai multe trei, cum ar stabili noi. Deci de asta ar fi părerea personală, că asta ar trebui reactualizat la începutul fiecărui mandat din consiliul local, ca să știe și tot. Asta e părerea mea. Iar este un problem. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, se poate la lege de următoare, eu nu după mine. Și mă, dacă îmi permiteți, dacă îmi permiteți de oportunitate de actualizare. Da. Atunci când se modifică structura partidului politic, deci componența ta, dar nu acolo unde se stabilesc măsurile, pentru că măsurile sunt stabilite prin regulamentul cadru, care este aprobat prin ordonanța guvernului 35/2002, da? Și mai acolo se stabilește că la consilierul care absentează nemotivat la mai mult de 3 ședințe, asta nu stabilește Consiliul Local. Cu Consiliul Local va să stabilească la mai mult de 10 ședințe, da? Legea o stabilește. Da? Sunt de acord în ceea ce privește componența, da, aici, da, dar celelalte, vedem dacă se încadrează în prevederile legale, deci numai care sunt în regulamentul cadru. Și unde e Consiliul Local, are o marjă, da? Cum ați spus foarte bine, cu indemnizația consilierilor de la 2% la 5%, da. Și poate să stabilească 2, 3, 4 sau 5. Da, aici sunt de acord. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă secretar. Aici cineva dar vrea și acum? Trecem la tot. Cine este pentru? Mulțumim frumos. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume pentru finanțarea unor lucrări la Biserica Două Codoxe din statul Filipești, Comuna Mugere, puteți la comisia de domnul primar. Domnul primar, aveți cuvânt. Da, mulțumesc. Comisia să vă mulțumesc. Nu e nicio problemă. Acest proiect de hotărâre a fost inițiat în urma solicitării de către Părintele Cristian Florin de la Biserica Ortodoxă de Sfântul Filipești unei sume de bani pentru finalizarea lucrărilor pe care le-a început la Biserica Ortodoxă de Sfântul Filipești, respectiv pentru terminarea unor porți care se văd în incinta bisericii. Proiectul de hotărâre propune următoarele. La articolul 1, aprobarea sumei de 10.000 de lei din bugetul AT Mocănești pentru finanțarea unor lucrări la Biserica Ortodoxă în satul Filipești, Comuna Mocănești. Articolul 2, după aprobarea, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către domnul Anușu Nicolae Comunei Comunei Pocănești, doamna Răcoțeanu Romeilea, consilier în aparatul de specialitate al primarului Comunei Pocănești. Și la articolul 3, cu aprobare, secretarul Comunei domnul Andrei Vasile va comunica hotărârea domnului primar cu parteneriatul financiar contabilitate, părintelui Cristian Florin și instituției prefectului de Silvaco. Da, acesta este proiectul de hotărâre. Cred că este de bine, este de bine și este de bun augur să ajutăm și parohia satului Filipești cu această sumă de bani. Și acum am ajutat și parohia din Comuna Bucănești atunci când ne-am solicitat diverse sume de bani pentru lectoarea unor lucrări. Da. Mulțumesc! Mulțumesc, Pavici, domnul consilier, comisia numărul 1, a studiat acest proiect și a luat din favoarea domnului. Mulțumim, domnul consilier. Dacă de domnul Ioan, consilier, a venit ceva de întrebări. Eu am o intervenție, dar tot la fel stau la rând. Da. Așa e, pentru că asta se întreba doar că te întreba bine și domnul consilier. Mic, lumea mai rar să duce la biserică
și nu are de unde să facă acolo bani, este bine veniți banii ăștia pentru a executa lucrarea asta, să facă niște porți frumoase, tradiționale și de lemn. Ceea ce dă bine și salului și ca parohie să fie frumoasă și altă. Eu mă bucur vă felicit pentru această inițiativă. Vă mulțumesc că ați aprobat-o. Cum să spun eu, toți mernicul la biserică. Când iau ideea domnului Menone, nimeni mai era. Da. Mă sigur că... S-au venit un sluș la biserică. Nu, dar mă sigur că ori de fapt am fost să mergem toți acolo. Nimeni nu scapă de cumul. Dar vedeți că părintele Florin Cristian e unul din preoții care m-a marcat în mod deosebit și am cunoscut câteva preoți la viața mea. Probabil pe ultimul, pot să-l cunosc mai puțin. Este un om foarte cibernetic pentru trecut de biserică. Un foarte bun manager, cu bani foarte puțin, cu, într-adevăr, cu o susținere obiectiv mai rezultă din partea enoriaților, face lucruri peste așteptări. Sper și rog, știu persoane care sunt mai apropiate să-i transmită pe și... Dar trebuie să dumneavoastră să fiu ca loc informativ. Știu că părintele a făcut foarte multe lucruri la bancă și foarte multe direcții ca să găsească un specialist să realizeze acele porți populare. Mai de suflet, să zic. Devine de a să rog pentru